Dragii noștri, bine v-am regăsit la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. O carte, o campanie pe care ne-am gândit să o inițiem în perioada aceasta a sărbătorilor, pentru că știm foarte bine, vine și Crăciunul, de asemenea este luna decembrie, luna cadourilor, o lună sau o perioadă din an în care simțim nevoia să fim mai buni, mai generoși, mai darnici, mai altruiști, să facem un bine celor din jurul nostru. Și atunci ne-am gândit la această frumoasă campanie și țin încă o dată să le mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri. Eu i-aș numi chiar prietenii mei și prietenii editurii foarte dragi, că au acceptat această invitație de a ne juca. Pe de o parte, de a împărtăși cu noi un gând despre încercatul an 2020, dar și despre anul care, iată, stă în curând să înceapă, 2021, cu ce gând începem 2021. Și bineînțeles, în cadrul acestei campanii și a acestui joc, fiecare invitat să se gândească la o carte pe care o dăruiește cuiva drag. Așadar, Daniela Irimia, coach, trainer, consilier dezvoltare personală, o prietenă dragă, a acceptat și ea această invitație de a ni se alătura în această campanie Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Daniela, un gând pentru finele anului 2020. Bineînțeles, un gând și, eu știu, un mesaj pentru cititorii Herald cu privire la anul 2021. Și apoi să ne spui despre ce carte vrei să vorbești puțin, la ce carte te-ai gândit să o oferi mai departe unei persoane dragi. Mulțumesc pentru invitație încă o dată, Sorin, și mă bucur să fiu alături de alți cititori Herald, pentru că sunt o cititoare Herald și apreciez foarte mult cărțile de la voi. Un gând pentru anul ăsta, chiar am făcut acum câteva zile un workshop, un webinar despre lecțiile anului 2020 și cred că asta este cel mai potrivit să spun acum, că majoritatea dintre noi au învățat, așa cum și eu am învățat, să mă bucur mai mult de lucrurile mici, să mă bucur, să fiu recunoscătoare pentru familie, pentru sănătate, pentru timpul ăsta care mi s-a dat așa forțat, să fiu recunoscătoare că am orice lucru mărunt, de la, nu știu, cozonacul pe care abia aștept să-l mănânc după ce termin discuția cu voi, până la faptul că, nu știu, copilul meu se bucură de fiecare Lego pe care îl face. Adică să găsim bucuriile astea mărunte pe care în ultimii ani nu ne dăm timp să le vedem. Și ăsta cred că este unul din marile câștiguri ale lui 2020. Am mai învățat să fim mai prezenți, efectiv mai prezenți în viața noastră și în ciuda distanțării astea sociale, să fim totuși mai aproape de ceilalți. Personal am vorbit mai des cu părinții, am vorbit mai des cu prietenii pe care oricum ne vedeam foarte rar pentru că stăm la distanțe mari unii de ceilalți, dar acum cu Zoom, cu toate aplicațiile care deja au intrat în viața noastră, nu mai avem nicio scuză. Adică, okay. Asta vroiam să completez și la cele spuse de tine, zâmbind un pic, pentru că ne-a ajutat, cred că anul ăsta ne-a ajutat foarte mult și tehnologia. Cu siguranță stau așa și mă gândesc, uite cum am fi noi doi. Am mai discutat acum, nu știu, un an și ceva, mai probabil o emisiune. În momentul în care aveam chestii în offline, indiferent că vorbim despre evenimente în librării sau despre lansări de carte sau despre emisiuni, acolo unde prezența impunea, prezența fizică, exact, probabil că era mai greu și stăteai și te gândeai, mă dau peste cap, cum să fac să ajung și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. E, uite că tehnologia a venit în acest an, exact cum ai spus tu, oarecum forțat, am fost nevoit, asta este, dar parcă eu simt mai multă conexiune. Da. Simt mai multă conexiune, chiar dacă
nu suntem fizic unul în fața celuilalt la o cafea, la o terasă, dau un exemplu, la o cafenea. Dar e faptul că noi povestim și facem aceste materiale și interviuri și așa mai departe, nu știu, eu cel puțin vorbesc în nume personal. Eu simt această conexiune cu ajutorul tehnologiei. Corect. Te am și zic că și eu o simt și o văd palpabil în relațiile personale, în business, în toate sferele. Și eu zic că e bine că am luat și lecția asta, că altfel tehnologizarea României și alfabetizarea asta digitală dura mult mai mult. Așa, vrând nevrând, să luăm partea plină a paharului, știi? Și asta e un alt lucru cu care cred că rămânem după 2020. Să acceptăm că paharul este întotdeauna pe jumătate plin sau pe jumătate gol și depinde doar de noi pe care dintre cele două jumătăți vrem să ne concentrăm atenția. Și nu știu, dar în bula mea, în sfera asta a marea online-ului unde îmi petrec timpul, majoritatea oamenilor aleg să privească partea plină a paharului. Și pe mine personal asta mă bucură foarte mult. Uite, de altfel, cum faceți și voi, că e un efort totuși să faci, că ați făcut foarte, foarte multe materiale anul ăsta și mi se pare că ați dăruit extraordinar de mult comunității și cititorilor. Ori toate lucrurile astea nu arată altceva decât faptul că noi ne încăpățânăm să scoatem tot ce e mai bun din anul ăsta, na, așa cum este el. La ce carte te-ai gândit să o dăruiești mai departe și cui? Recunosc că aici am luat încă o dată toată lista voastră de cărți sau îmi trec în revista aia să mai văd încă o dată pe care am citit-o, pe care n-am citit-o și m-am oprit la Crescându-l pe Cain pentru că odată majoritatea prietenilor mele au băieți și eu am tot băiat. Și când am citit cartea asta, bine, Albert era mititel atunci, avea vreo 2 ani, dar pentru mine a fost așa foarte aha, pentru că vorba aia, sunt femeie, am fost fetiță, am tot o soră, am doar verișoare și eu nu știu cum e să fii băiat, nu știu cum e să crești cu un pui de om. Iar cartea asta pe mine personal m-a ajutat extraordinar de mult, pentru că m-a ajutat să intru în lumea asta emoțională a băieților. Pentru că, vezi, bărbații pe care noi îi vedem astăzi, cum e soțul meu, nu știu cum ești tu, cum sunt majoritatea bărbaților din ziua de azi, au primit o educație foarte diferită de ceea ce primesc acum băieții noștri. Pentru că erau normele sociale, unde, na, ești bărbatul, nu trebuie să plângi, nu aveai voie să-ți arăți emoțiile și implicit au crescut niște adulți care fug de emoțiile lor pentru că nu știu să le gestioneze. Ori pe mine cartea asta m-a ajutat să-i permit băiatului meu, să-i permit lui Albert, să fie așa cum vrea el, să se dea cu fundul de pământ dacă asta simte acum, pentru că la 3 ani este absolut natural, și să-l ajut să înțeleagă ce emoții sunt acolo, că e ok să simți, ceea ce poate că e de îmbunătățit este reacția prin care tu ți arăți, ok, îi trăiești emoția, nu despre a nu trăi emoția este vorba, ci de cum o exprimi. Și am făcut progresul fantastic în care fiul e furios și nu trântește, mușcă și urlă, ci îl văd cum strânge din pumn și îmi spune că sunt atât de furios acum și ok, bun, stai așa că e de bine, că poți să trăiești emoția, poți să o conștientizezi, dar să nu dau cu pumnul sau să nu țip sau să nu jignesc sau să nu reacționez, da. Și asta pentru mine mi se pare o carte foarte, foarte valoroasă pentru mamele de băieți. Și m-am gândit la prietena mea Mihaela, care se întâmplă să stea la 30 de kilometri de mine și să ne vedem o dată pe an. Dar cartea asta sunt convinsă că o să bucure foarte, foarte mult și o să beau o cafea pe Zoom cu ea explicându-i mai îndelete de ce am ales să trimit prin intermediul vostru această frumoasă carte.
Crescându-l pe Cain să ocrotim viața emoțională a băieților de Michael Thompson, un autor foarte drag, foarte drag mie. O carte publicată în colecția Parentaj și al cărei conținut, subiect, l-am discutat, recunosc, cu mai mulți colegi psihologi, psihoterapeuți. Chiar o prietenă foarte dragă mie, Iulia Feordeanu, psihoterapeut, deși este mamă de fetiță, mamă de adolescent, aș putea spune, este foarte, foarte pasionată de cartea aceasta și de acest autor, Crescându-l pe Cain, pentru că, într-adevăr, este interesată de viața emoțională a băieților, așa cum tu foarte bine ai punctat, apropo de cutumele socioculturale, faptul că în urmă cu 30-40 de ani eram educați de sistem, eram educați de părinți, pentru că părinții trebuiau să se supună sistemului, da? În a ne reprima emoțiile, a nu ne arăta slăbiciunile, vulnerabilitățile. Ori astăzi paradigma s-a schimbat și este indicat să ne arătăm emoțiile și vulnerabilitățile și să facem în așa fel, că tot întrebai cum sunt bărbații. Cred că cel mai important lucru pentru o minte deschisă de bărbat este, mai, uite aici mă gândesc mai ales la soții de femei psihoterapeute sau care se ocupă în zona dezvoltării personale. Da? Când ai în casă un om care se ocupă cu așa ceva, este un privilegiu pentru tine ca bărbat să pui mâna pe o carte, să citești, să-ți dorești să participi la un curs, la un webinar sau la o conferință, un seminar. Nu știu, e un lucru, eu cel puțin îl consider extraordinar. Și atunci, într-adevăr, da, cred că numai muncind, un bărbat poate să corecteze tiparele relaționale din copilărie, pe care, da, repet, societatea și părinții, educatorii, profesorii, i le-au inoculat. Bine, asta la fel e valabil și pentru femei, pentru că așa cum bărbații au fost crescuți cu cutuma asta de ești bărbat și nu plângi și tu trebuie să fii bărbat în casă, sunt și femei care din contră și-au asumat prea mult rolul de femeie în casă sau cea care ține casa. Corect. Și se duce în zona asta de submisivitate, de pasivitate, unde își uită nevoile, valorile, pentru că nu se cuvine să, nu știu, nu se cuvine ca tu, femeie, să dormi sâmbătă la prânz, că trebuie să faci ciorbă. Adică sunt foarte multe de ambele părți. Să nu se simtă domni acum puși la zid, că le avem și noi pe ale noastre. Adică nu e... Dar ai dreptate, ai perfectă dreptate în ceea ce spui. Da. Da. Și de asta am și ales cartea. Și mă mai întrebai tu și cu asta pot să... Mi-ar plăcea să las cititorii cu un gând pentru 2021. Eu cred foarte mult că primim ceea ce proiectăm. Și așa că aș îndemna pe toată lumea să proiecteze pentru 2021 iubire și recunoștință și pace și prosperitate și toate lucrurile pe care ni le dorim sincer. Să le proiectăm mental și apoi să facem noi un plan care depinde de noi. De cum pot eu să-mi fac totuși viața mai frumoasă, neștiind până la urmă ce ne rezervă 2021. Dar să intrăm în anul ăsta nou cu încredere, nu cu frică. Dacă intrăm cu frică, intrăm în blocaj și nu avem cum să construim fără o fundație bună. Așa că să ne întoarcem la noi, să ne așezăm noi cu noi și să proiectăm iubire, recunoștință și încredere, prosperitate. Așa că mulțumesc încă o dată pentru invitație și profitați de zilele astea libere, fără muncă de sărbătoare, ca să citiți. Deci,
Mi se pare că e cel mai frumos, dar că ai ridicat-o la fel la fileu. Eu nu sunt niciodată în pană de idei de ce cadouri să fac, pentru că la mine întotdeauna răspunsul e foarte simplu. Dau cărți. La toată lumea dau cărți. Așa că folosiți timpul ăsta ca să citiți. Orice, dar citiți. Lăsați știrile, că nu ne ajută foarte, foarte mult în perioada asta. Și hai să ne relaxăm sau hai să învățăm. Că vorba aia 2021 bate la ușă și ne vrea un pic mai buni, mai frumoși, mai deștepți, mai toate pe bune. Cu aceste gânduri bune, cu aceste gânduri frumoase, cu aceste mesaje încurajatoare primite de la Daniela Irimia, îi mulțumim foarte mult, a fost alături de noi. Daniela Irimia, coach, trainer, consilier, dezvoltare personală, am povestit despre Crescându-l pe Cain, Să ocrotim viața emoțională a băieților de Michael Thompson, o carte publicată în colecția Parentaj pe care vi-o recomandăm cu drag și eu, în egală măsură și Daniela. Iar această carte, Crescându-l pe Cain, prin intermediul editurii Herald, Daniela Irimia o dăruiește Mihaelei, am înțeles. O să ne dai tu toate datele ei. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost și la acest episod alături de noi, episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Ne dăm întâlnire, bineînțeles, la o nouă ediție cu un alt invitat care a acceptat jocul nostru pentru a dărui o carte cuiva drag. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!